Fiara din văzduh. Nu se mai vedea decât lumina stelelor. Copiii stăteau neliniștiți și gălăcioși printre frunzele uscate privind la stelele de deasupra lagunei. Uneori, din celelalte adăposturi țipa câte un puști, apoi adormiră cu toții. Ralf visa. Adormise după ce i se păruse că trecuseră ore tot sucindu-se și răsucindu-se zgomotos printre frunzele uscate. Nu mai auzea nici măcar zgomotele viselor din celelalte adăposturi, fiindcă se întoarce acasă și dădea zahăr căluților peste zidul grădinii. Apoi cineva îl scutură de braț spunându-i că era vremea să-și bea ceaiul. Ralf, trezește-te! Frunzele foșneau violent ca Ralph Ralf, trezește-te! Ralf! Ce s-a întâmplat? Am văzut fiara. Da, clar. Cine sunteți, gemenii? Am văzut fiara. Liniște, pigii! Frunzele continuau să foșnească violent. Pigii se lovi de el, iar unul dintre gemenii îl înșfăcă în clipa când se îndrepta spre grupul stelelor ce păleau. Nu e și e, e, e îngrozitor! Pigii, unde sunt sulițele? Aud? Taci, taci atunci, stai liniștit! Stăteau și ascultau la început cu un doial, apoi cu spaimă, descrierea făcută de gemenii ce-și sufletul în mijlocul unei tăceri de pline. În curând, bezna se umplu de gheare, de necunoscute și de primejdii. Zori nesfârșiți, Șterse răstelele și lumina tristă și cenușie se cernu în sfârșit prin adăpost. Începură să se foiască, deși lumea din afara adăpostului era plină de primejdi. Labirintul de întuneric se destrăma. Apăruseră lucrurile apropiate și îndepărtate, iar în punctul cel mai înalt al cerului, marginile norilor mici dobândire o culoare caldă. Ralf îngenunchea la intrarea adăpostului și scruta atent peisajul de jur împrejur. Sam, șeric, chemați pe băieți în liniște, hai! Gemenii, lipiți unul de altul și tremurând, îndrăzniră să facă cei câțiva pași până la dăpostul alăturat, unde împrăștiară știrile îngrozitoare. Ralf se ridică și porni pe platformă doar pentru a le da curaj, deși îl treceau fiorii pe șira spinării. Piggy și Simon îl urmară, iar ceilalți băieți se furișară după ei. Ralf luă cochilia de la locul ei de pe butucul lustruit și o duse la buze. Apoi ezită și se opri. O ridică în schimb în aer, le arătă, iar ei înțeleseră. Cercul de băieți din fața lui arăta ca un mănunchi strâns de sulițe de vânătoare. Îi dădu ochilia lui Eric, geamănul cel mai apropiat de el. Am văzut fiara cu ochii noștri. Nu, nu, nu dormeam. Sem povestirea. Era păroasă, îi se mișca ceva așa în dosul capului. Uh, aripi, aripi, fiara se mișca. A fost îngrozitor, îngrozitor. Parcă s-a ridicat așa în capul oaselor. Focul lumina bine, da, 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 da. tocmai la princesă Mai multe vreascuri, avea ochi, colți, gheare Am fugit cât am putut, ne-am lovit de liane, fiara ne-a urmărit Am văzut-o când ne-am piturat după pomi, era cât pe aici să mă atingă Ralf arăta îngrozit spre fața lui Eric brăzdată de zgârieturile lăsate de tufișuri Cum ai pățit asta? Eric se pipăi pe față Sunt zgâriat tot Sunt zgâriat tot Sângerez? Cercul de băieți se trase înapoi înspăimântat se lărgi în loc să se strângă, iar sulițele de lemn ascuțit începură să semene cu un gard. Jack îi chemă apoi în centru. O să fie o vânătoare adevărată. Cine vine? Ralph se foi răbdător. Sulițele sunt de lemn, nu fi caragios. Ți-e frică? zise Jack și îl privi despre țuitori. Firește, cui nu e? se întoarse spre gemeni, implorându-i, dar fără speranțe. Sper că nu vă bateți joc de noi. Răspunsul fu prea băsat ca să se mai îndoiască cineva de el. Piggy luă N-am putea într-un fel să uh, uh, rămânem aici? Uh, adică, poate că fiara nu o să se apropie și... Dacă n-ar fi avut sentimentul că îi pândește ceva, Ralph s-ar fi la el. Să stăm aici. Și ce să facem, Piggy? Și să ne înghesuim în părticica asta de insulă mereu la pândă? Cum o să găsim hrană și ce se întâmplă cu focul? Hai să plecăm, zise Jack nerăbdător. Ne pierdem vremea. Nu, nu ne-o pierdem. Ce facem cu puștii? dă dracului! Trebuie să aibă cineva grijă de ei înțelege. Până acum n-a avut nimeni. N-a fost nevoie, acum e. Piggy o să aibă grijă de ei. Așa, ferește-l pe Piggy de primejdie. Normal. Judecă și tu ce poate să facă Piggy doar cu un ochi. Și el alți băieți se uitară curioși când la Jack, când la Ralph. Și mai e ceva. Nu putem porni la o vânătoare obișnuită, fiindcă fiara nu lasă urme. Dacă ar fi lăsat, le-am fi văzut. Nu e exclus să se strecoare printre pom ca ducă se băbusti. Băieții de dură din cap, așa că trebuie să ne gândim. Piggy scoase ochelarii stricat și șterse lentila. Ce facem, Ralph? N-ai cochilia, uite-o." Vreau să spun ce facem. Să presupunem că fiara vine. A plecat cu toții. Eu nu văd prea bine și dacă mă sperii, ție-ți e frică întotdeauna," interveni disprețuitor Jack. Am cochilia. Cochilia, cochilia!" strigă Jack. Nu mai avem nevoie de cochilie. Știm cine trebuie să vorbească." La ce a folosit lui Simon să vorbească? E vremea ca unii să priceapă că trebuie să tacă și să lase hotărârile pe seama noastră. Ralph nu-i mai putut ignora cuvintele. Sângele-i năvăli în N-ai cochilia, stai jos! Jack se albi la față, iar pistolul i apărut clar ca niște pete cafenii. Se linse pe buze și rămase în picioare. E o treabă de vânător! Restul băieților îl urmară cu atenție. Piggy, trezindu-se într-o încurcătură neplăcută, împinse cochilia spre genunchii lui Ralph și se așeză. Tăcerea deveni apăsătoare și Piggy își ținură suflarea. E mai mult decât o treabă de vânător," zise Ralf în cele din urmă, fiindcă nu puteți da de urma fiarei. Nu vreți să fiți salvați?" Se întoarse spre adunare. Nu vreți să fiți cu toții salvați?" Își întoarse privirea spre Jack. Am mai spus că focul e lucru cel mai important. Acum focul trebuie să se fi stins." Vechea enervare îl salvă, dându-i energia de a porni la atac. V-ați pierdut capul cu toții!" Trebuie să aprindeți din nou focul. Nu te-ai gândit niciodată la asta, Jack, nu? Nu te gândi la asta. Sau nu vreți niciunul să fiți salvați? Ba da, vreau să fie salvați, nu pea, îndoială și trecând repede de partea lui Ralph, evitară criza. Piggy răsuflă ușurat, încercă să respire din nou adânc, dar nu reuși. Nimeni nu-l băgă în seamă. Gândește-te, Jack, e vreun loc pe insulă unde n-am fost? Nu-i decât... Ba da, răspunse fără chef Jack. Ți minte partea aia din insulă în formă de coadă unde sunt grămezile de stânci? Am fost prin apropiere. Stâncile fac un fel de pot, nu-i decât un drum de urcare. Iar creatura ar putea sta acolo. Vorbire cu toții în același timp. Așa e, foarte bine, o să căutăm. Dacă fiara nu e acolo, o să ne suim pe munte, o să o căutăm și o să aprindem focul. Hai să mergem, să mâncăm mai întâi. Plecând după aia, zise Ralf și adăugă. N-ar strica să luăm sulițele. După ce mâncară, Ralf și băieții mai mari porniră de-a lungul plajei îl lăsară pe Piggy sprijinit de platformă. Ralph îl lăsă pe Jack în frunte, iar Jack pășea cu o prudență teatrală, deși ar fi văzut inamicul de la 20 de metri. Ralph mergea în urmă, mulțumit că scăpase o vreme de răspundere. Simon, înaintând în fața lui Ralph, simțea o slabă neîncredere, o fiară cu gheare care zgâriau așezată pe vârful unui munte fără să lase urme, nefiind totuși destul de iute ca să-i înhațe pe Sam și Eric. Indiferent cum își închipuia Simon fiara, cu ochii minții vedea imaginea unei făcturi umane, eroice și bolnave. Suspină. Alții se dovedeau în stare să se ridice și să vorbească adunării fără să lase impresia că îi apasă senzația îngrozitoare a proprii personalități. Erau în stare să spună ce voiau, ca și cum ar fi vorbit unuia singur. Se trase într-o parte și se uită în urmă. Ralph înainta cu sulița pe umăr. Simon încetinis fios pasul până a ajuns alături de el și îl cercetă prin părul negru și aspru care îi cădea în ochi. Ralph se uită într-o parte, zâmbi silit ca și cum ar fi uitat că Simon se făcuse de râs, apoi se uită din nou în gol. Câteva clipe, Simon se bucură că fusese acceptat și încetă să se gândească la sine. Când Simon se ciocni de un copac, Ralph își mută nerăbdător privirea. Simon se răsuci pe picioare, pata albă de pe frunte se roșii și îi se prelinse o șuviță de sânge. Ralph nu-i mai dădu atenție și se întoarce la problemele sale groaznice. Aveau să ajungă la castelul de stânci în curând, iar șeful trebuia să meargă mai departe. Jack se întoarce în fugă. Am găsit un punct de observație!" Foarte bine, o să ne apropiem cât putem! Îl urmări pe Jack spre castelul unde terenul se ridica ușor. În stânga se afla încălceala impenetrabilă a lianelor și a pomilor. De ce nu s-ar putea ca fiara să fie acolo? Nu vezi de ce, fiindcă nu poate intra și nici ieși! Păi și ce facem atunci cu castelul? Ia uite-te! Ralph dezvăcu paravanul de frunze și se uită. Această latură a castelului, înaltă poate de 30 de metri, era bastionul trandafiriu pe care îl văzuseră de pe vârful muntelui baza recifului pleznise, iar pe vârf se aflau risipiți bolovan mari, ce păreau că se clatină. În spatele lui Ralph, vânătorii tăcuți se adunaseră în iarba înaltă. Ralph se uită la Jack. Ești vânător?" Jack roșii. Știu. Foarte bine." Ralph prinse curaj. Eu sunt șeful. Am să merg. Nu comenta!" Se întoarse spre ceilalți. Hei, voi! Ascundeți-vă aici! Așteptați-mă!" Își dădu seama că risca să nu-i se mai audă glasul sau să răsune prea tare. Îl privi pe Jack. Ce părere ai? Am fost pretutind, în fiară trebuie să fie aici, bombăni Jack. Înțeleg. Nu cred că există nicio fiară, se bălbâi încurcat Simon. Ralph îi răspunse politicos ca și cum i-ar fi dat dreptate în privința vremii. Nu, no, nici nu cred. Își strânse buzele care îi se albiseră. Își netezi părul peste cap cu o mișcare înceată. Ei bine, la revedere! își sili picioarele să se miște. Jos, jos de tot, apele se prăvăleau și șopteau ca vântul prin corona pădurii. Văzu acolo o stâncă plată, întinsă ca o masă, iar apele retrăgându-se de cele patru margini acoperite de iarbă de mare, le făceau să semene cu niște recife. Apoi, leviatanul a dormit răsuflă, apele se umflară, ierburile de mare se încovoiară, iar apa clocoti mugind deasupra mesei de stâncă. Nu-ți dai seama de mișcarea valurilor, ci doar de această prăbușire, Urcare și iar prăbușire care ținea un minut Ralph se întoarse spre reciful roșu Băieții l-așteptau în iarba înaltă, undeva în spate, ca să vadă ce avea de gând Observă că transpirația din palmei se uscase Își dădu seama cu surprindere că nu se aștepta să întâlnească vreo fiară Și nici nu știa ce ar fi făcut dacă ar fi întâlnit-o Un zgomot din spate îl făcu să se întoarcă Jack înaintă de-a lungul cornișei N-am vrut să te las să mergi singur Ralph nu răspunse își continuă drumul peste stânci, cercetă un fel de cavernă în care nu se aflau decât mormane de ouă stricate și în cele din urmă se așeză. Se uită de jur în prejur și lovi stânga cu mânerul suliței. Jack fremătă. Ce loc bun de construit un fort! O coloană de spumă marină iudă. Nu există apă proaspătă! Pe păi ce e atunci? La jumătatea distanței, pe stâncă, se vedea o pată lungă și verde. Se cocoțară până la ea și gustarea din firicelul de apă. Am putea să punem o coajă de nucă de cocos acolo ca să fie mereu plină. Nici nu mă gândesc, e un loc foarte prost. Urcar împreună ultima porțiune unde o ultimă stâncă zdrobită acoperea grămada în descreștere. Jack lovi cu pumnul stânca de lângă el, iar masa hurui stins. Jack izbucni. Să vărăm un trung de palmier sub stâncă și dacă vine dușmanul... Ia uite-te! La 30 de metri sub ei se găseau izmul, terenul stâncos și iarba plină de capete iar în fund pădure. Doar o dată dacă o împingem!" strigă Jack entuziasmat. Și gata!" descrise un gest larg cu mâna ca și cum ar fi măturat stânga. Ralph se uită spre munte. Ce s-a întâmplat?" Ralph se întoarse. Dar de ce?" Nu știu, privei. nu știu cum să spun." Nu se vede fumul. Nu se vede nimic." Mai nebuni cu fumul ăla!" Orizontul albastru și întins îi încercuia, spart doar de vârful muntelui. Ăsta e cel mai important lucru pe care îl avem de făcut. Ăsta e cel mai important. Își sprijini sulița de stânga ce se clintea și își dădu două șuvițe peste cap. Trebuie să ne întoarcem și să urcăm pe munte. Acolo au văzut fiara. Nu o să fie acolo. Păi ce facem atunci? Ceilalți băieți, așteptând în iarbă, îl văzură pe Jack și pe Ralph nevătămat și ieșiră la lumina soarelui uitaseră de fiară, furați de entuziasmul explorării. Trecură ca un puhoi peste pot și în curând urcau și strigau. Ralf rămase pe loc cu mâna pe o imensă stâncă roșie, o stâncă mare, cât o roată de moară care se crăpasese, desprinsese și a târna clătinându-se. Privi sumbru muntele. Își încleștă pumnul și bătu în zidul roșu din dreapta de parcă ar fi fost un ciocan. Buzele îi se strânseră violent, iar ochii de sub șuvițele de păr priveau melancolic. Fum! Își subse pumnul învinețit. Jack, hai! Dar Jack dispăruse un pârg de băieți, făcând o hrămălaie pe care nu auzise, se opintea și împingea o stângă. În timp ce se întorcea, baza stâncii trozni și întreaga masă se prăbuși în mare, aruncând cu bubuitură o jerbă de spumă până la jumătatea înălțimii recifului. Stați, stați! Vocea lui Iliniști. Fum! În mintea sa se petrecu un lucru straniu. Se zbătea ceva ca o aripă de liliac și o întuneca. Fum! Ideea îi reveni imediat odată cu mânia. Avem nevoie de fum! Iar voi vă pierdeți vremea, împingeți stânci Avem destul timp, strigă Roger O să ne suim pe munte, zise Ralph și clătină din cap Hărmălaiei zbucni iar Mai mulți băieți doreau să se întoarcă pe plajă Alții voiau să împingă și alte stânci Soarele strălucea iar primejdea dispăruse odată cu întunericul Jack, fiara poate fi de cealaltă parte a muntelui Condune din nou, ai mai fost pe acolo Am... putea să mergem pe mal, sunt fructe Bill se apropie de Ralph De ce nu rămânem aici nițel? Ai dreptate. Hai să construim un fort. N-avem hrană aici, zise Ralf. Și nici adăpost, și nici prea multă apă proaspătă. Am putea construi un castel de vrăjitor. Am putea împinge stânci până la pod. Am zis că mergem mai departe. Trebuie să ne asigurăm. Acum plecăm. Hai să stăm aici, înapoi la adăpost. Sunt obosit. Nu! Ralf își coji pielea de pe degetelor. Nu părea să-l doară. Eu sunt șeful. Trebuie să ne asigurăm. Nu vedeți muntele? Nu se zărește fum deloc! S-ar putea să fie un vapor acolo în depărtarea! Țin nebunii cu toții!" Unită cură, alții murmurară, gata să se răzvrătească. Jack îi conduse în josul stâncii și peste pod.